Vă salut și bine v-am regăsit! După cum ați putut vedea și în titlu, subiectul videoului de astăzi este testul de pH al solului. În acest material o să vă arăt cum se face o prelevare de probă de sol și cum facem testarea într-un mod corect. Pentru început, în două cuvinte vreau să vă spun de ce este foarte important să cunoaștem pH-ul solului din grădina noastră. Ei bine, cum se poate vedea și pe graficul atașat, în funcție de pH, fie el acid sau alcalin, anumite elemente nu sunt disponibile pentru plantă. Adică, în interiorul solului se creează niște reacții chimice între elemente și ele se blochează, astfel încât planta nu reușește să le mai extragă. Într-un pH mai mic, într-un sol acid, se blochează unele elemente, într-un sol mai alcalin se blochează alte elemente. De asta e bine să avem solul sau pH-ul solului să fie în jurul valorii de 7, un pH neutru sau slab acid, 6,5-7. Ok. Primul pas este prelevarea probelor de sol în vederea testării. Există două variante mai la îndemână. Una, să facem o medie, adică să prelevăm mai multe probe de sol din diferite puncte din grădină. Le amestecăm pe toate și de acolo vom face testare cu o mână din pământul respectiv și facem o medie pe toată grădina. Sau, dacă nu știu, știm noi că avem într-o parte a grădinii sau într-un colț al grădinii unde plantelor nu le merge prea bine an de an aceeași poveste, putem să prelevăm și de acolo separat și atunci să vedem ce rezultat ne iese. Ok. Pentru prelevarea efectivă a solului vom face o groapă adâncă de 20-25 de centimetri, cam atât. Trebuie să ținem cont de faptul că solul, stratul fertil al solului, se află în primii 25 de centimetri. Și atunci vom face o groapă. Ne interesează să ajungem undeva la un 20 centimetri, ar trebui să fie suficient. Bucazmaua se poate face și mai ușor, pentru că feliază mai ușor terenul. Ce ne interesează pe noi? Ne interesează să iau o fâșie de sol de pe toată adâncimea de 20 de centimetri. Ne interesează să adun 2 kg de pământ în vederea testului, puțin și este suficient. Ok. Și atunci, efectiv, voi felia așa. Asta este surplus. Și acum, ce mă interesează pe mine? Adâncimea aceasta de cât să fie vreo 18 cm. Voi lua marginea. Practic de sus până jos. Așa. De sus, de la nivelul solului, până în profunzime. Avem nevoie de un recipient mai înalt. Așa. Acum, pasul următor. Am pus sol până la nivelul acesta. Da? Exact același volum vom pune apă. Deci, solul este atât, venim cu exact același volum și probabil undeva pe aici, aproximativ, vom pune apă. Nu orice fel de apă, ci apă distilată. Apă distilată pentru că apa distilată are pH-ul în jurul valorii de 7, are un pH neutru. Așa, este suficient. Și acum, cu un băț, încercăm să amestecăm cât de bine putem. Okay. Amestecăm bine. După ce am amestecat, putem să lăsăm 1-2 minute
să se așeze materia care este în suspensie, să se așeze puțin. Pe noi lichidul ne interesează pentru că în lichid vom face testarea efectivă. S-a mai așezat un pic lichidul. Punem aici să stea bine. Și efectiv urmează testarea. Scoatem capacul. Apăsăm on. Și îl introducem atât. Agităm puțin. Ideal să rămână în apă, să nu ajungem la pământ. Să nu se strice capul de citire. Și vedem pH-ul începe să se modifice până se va stabiliza. Știu că am un pH destul de mare. Până în 7,8. Ok, acum va trebui să îl curățăm, nu îl lăsăm așa, are un bulb aici și se strică. Spălăm tot cu apă distilată, lăsăm umed și punem capacul pentru a nu se usca acel cap de citire. Ok, putem să-l stingem. Valoarea afișată aici este o medie dintre pH-ul apei și pH-ul solului. Deci pH-ul solului meu trece de 8. Apa distilată are pH 7 și ceea ce a fost afișat aici, 7,8, este media. Și atunci facem 7,8, ținând cont că e medie, facem ori 2, adică 15,6, din care scădem 7 valoare apei distilate. Și atunci avem 8,6. Deci pH-ul solului meu este 8,6, care este foarte mare, este foarte alcalin. Se blochează o grămadă de elemente. După ce am făcut testarea pH-ului și am aflat valoarea lui, să vedem cum putem să îl aducem către valoarea de 7, către un sol neutru. E bine, cea mai biometodă este prin adăugarea an de an a compostului de calitate. Dar, cum este în cazul meu, am un pH atât de ridicat, cu ajutorul compostului va trebui foarte mult timp până să reușesc să aduc la valoarea de 7. Și atunci, am două variante. Una este folosirea amendamentelor pe bază de sulf elementar, granule sau praf, care se incorporează în sol, sau folosirea de turbă acidă, o turbă cu un pH de 5 sau chiar sub 5, care la fel vine incorporată în sol. În cazul unui pH acid, unui sol cu pH acid, adică 5 sau chiar sub sau 6, se folosesc tot așa amendamente pe bază de calcar, pe bază de calciu. Carbonat de calciu, oxid de calciu, sunt o grămadă de variante în comerț, dolomită, care are și magneziu pe lângă calciu, și așa mai departe. Folosiți cât vă recomandă producătorul. Dacă pH-ul este foarte mare, adică un punct jumate față de 7, cum e în cazul meu, nu voi reuși într-un singur an să-l aduc la 7, prefer să fac trecerea asta în 2 ani, pentru că trebuie să ne gândim că în sol sunt o grămadă de microorganisme care s-au obișnuit la pH-ul acesta. Noi dacă intervenim dintr-o dată, dăm totul peste cap și e posibil să facem mai mult rău. Așa că e bine, când pH-ul este o diferență foarte mare față de 7, să-l facem treptat, să-l facem măcar în 2 ani. Amendamentele de obicei se aplică la finalul toamnei, începutul iernii, când grădina este goală și putem să aplicăm, fie ele că sunt praf sau granule, să le aplicăm pe sol și să le incorporăm în 10 cm în interiorul solului. Și de acolo, prin udare, prin ploi, se vor duce în toată soluția solului. Este o chestie foarte simplă, sunt diferite pH-metre. Sper că informațiile să vă fie folositoare. Dacă da,
Nu uitați, vă rog, să apăsați butonul de like, să vă abonați și pentru alte videouri și până data viitoare, numai bine!